Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod din Car for Sale Simulator 2023 sau Zai Samsaru, cum vă place vouă să spuneți. Suntem aici la un nou episod, mă băieți, și probabil v-ați dat seama încă din prima că este ceva schimbat. Nu știu dacă o să mai postez un episod înaintea acestuia în care filmez cu noul nostru microfon, că este al nostru, până la urmă nu este doar al meu, este al nostru. Am încercat și încerc de fiecare dată să cresc calitatea acestui canal, mă băieți, și am trecut la un microfon, să zic așa, profesional de această dată, nu ce aveam înainte. Am făcut eu niște setări pe acolo, am mai citit, m-am mai interesat și am reușit să fac niște setări. Probabil nu o să mă aud din prima extraordinar de bine, dar pe viitor o să modific setările în așa fel încât să ne auzim cum trebuie. Văd că ne-a salvat skin-ul de data trecută când jucasem noi în update-ul ăla de Halloween. Văd că a rămas, nu prea-mi place mie skin-ul ăsta cu niște fantomițe pe aici, sincer nu mă atrage. Și s-a făcut un update, văd că e 0.2.5. Nu știu ce, dacă mai era vreo versiune înainte de 0.2.5, oricum s-au modificat câteva chestii în joc, am văzut. Și o să le descoperim împreună astăzi, o să vedem ce mai facem și pe acelea. Hai să deschid și eu ăsta, dacă tot e treaba. Ăsta mi se pare că eu am deschis jocul, deci de vreo 5 minuțele, ceva de genul, am mai făcut niște probe de sunet, că nu prea se auzea cum trebuie. Văd că se vede destul de întunecat, e ora oricum 7 după amiaza și probabil jocul ăsta a început să se comporte ca în viața reală, adică când vine noaptea să se întunece afară, nu să fie zi mereu. Bun, băieți, chestiile interesante care o să adauge în viitoarele update-uri, din câte am văzut eu acolo, o să fie destul de... Hai să mergem cu mașina asta, mă, la plimbare. Nu mai mergem cu noastră, mergem cu asta. Ia să dăm și noi o cheie și să plecăm la drum. Sper să se audă bine și jocul. Dar n-are nouă să stă, mă, nu merg, mă, cu troaca asta, mă, că de bea se mișcă. Unde e mașina mea? Mă duc la mașina mea asta galbenă. Galbină gutuie. Vreau să facem așa un rond de mapă, să vedem ce s-a schimbat. Și să vedeți și voi odată cu mine în caz că n-ați jucat acest ultim update. Și pe parcurs ce descoperi harta o să vă spun ce o să se adauge din câte am văzut eu acolo. Am văzut că o să se adauge ceva hărți noi, adică oraș nou de mers. O hartă de drift unde poți să faci exclusiv drifturi singur sau împreună cu cineva. Duo drift, ceva de genul se numea. Mi s-a părut foarte interesantă chestia asta. Hai să alimentăm că văd că a venit și noaptea, mă, nu prea îmi place chestia asta. Trebuie să mergem să ne punem la somn prima dată și după să explorăm harta, că nu prea se vede nimic. Înainte, din câte vă aduceți și voi aminte, motorina nu se consuma în jocul ăsta. Puteai să mergi cât voi ai tu, când motorina rămânea fix la fel. Vreau să parchez și o mașină aici și o să mergem în oraș, la casa noastră, în neighborhood, ca să dormim și ne întoarcem după la mașină ca să putem pleca în continuare să descoperim harta. Eu sunt curios când o să adauge ceva noutăți în ceea ce privește casa mea, adică să o pot eu face mai șmecheră sau nu știu. Sau un angajat, aș vrea un angajat acolo, mă băieți, nu știu dacă s-a adăugat cu siguranță pentru că mi-ar fi sărit în o chestie asta. Văd că avem de plătit și niște facturi, nu la office, mă, unde, la gas station, că acolo am lăsat mașina. Cred că ar fi nevoie de un angajat nou, sincer să fiu cu voi, chiar ar fi nevoie de un angajat nou să vândă mașinile noastre. Adică să selectezi tu... ce preț ai vrea să iei pe ea și fără un preț anume pe care să ți-l dea să nu se vândă mașina. Văd că aici a rămas la fel relativ, aici în zona de drag race. Aici probabil este ce? Mai e barul aici. Ia să vedem dacă s-a modificat ceva la bar, mă băieți. Ia să ne dăm jos și să vedem. Eu sunt curios aici, nu s-a adăugat nimic. Bă, nu știu când adaugă astea două chestii, că de 3, 4, 5 luni de zile și nu le mai adaugă. Doamne ferește, în rest nu văd nicio modificare pe aici. Hai să luăm și noi o bericică și să o dăm pe gât, cum s-ar zice, că dacă vii la bar trebuie să bagi și o bere. Auzi ce râg e omul meu. Bă, ești nebun. Tot cu blackjack, cu ăștia, tot cu treburile complicate. Da, hai să ne luăm mâna înapoi, că deja se învârte planeta cu mine. Să ne ducem în mașinuță și să plecăm la următorul nostru punct de atracție, ca să zic așa. Următorul nostru punct de atracție o să fie orașul pe unde vreau să fac așa un rond. Am mai văzut ceva interesant, ci că la car auction-ul ăla, odată cu acest update, s-a adăugat, nu știu, o chestie din aia care ți-arată rația, ceva de genul acesta. O să vedeți. Stați pe episod, pentru că v-am spus să mergem în fiecare locușor din ăsta. Ceva cu mașini. Mă rog, eu aștept update-ul ăla cu noua mapă, cu noul oraș, mă băieți, care cică o să fie extraordinar de șmecher. Cică o să fie extraordinar de șmecher noul oraș. Grafică îmbunătățită, AI-ul îmbunătățit și toate cele, adică chiar îl aștept cu nerăbdare, pentru că e necesar în acest joc. Acest joc, dacă nu primește update-uri, moare. Eu v-am mai zis vouă și din câte am observat și eu, cam așa este. Adică, spre exemplu, ultimul episod
Chiar cu update-ul ăla mare de Halloween, nu prea s-a uitat lumea la el, tocmai de asta n-am mai postat Car for Sale. Adică mă prind de nebun pe aici, eu trebuie să mă întorc undeva la asfalt. Nu v-ați uitat, mă băieți, și mi-ați cerut să facem de ce nu mai joc Car for Sale. Păi de asta nu mai joc Car for Sale, că nu se uită lumea și ce rost are să mă... Deci în oraș nu e nimic nou, practic. Nu se uită lumea și ce rost are să stau să filmez câte 30 de minute, o oră, să mă editez după randești și așa mai departe, urci pe YouTube. Dacă voi nu vă uitați, dacă nu strângem măcar 100 de vizualizări, minim 100 de vizualizări, nu mai filmez un anumit joc. Aici la Car Market văd că e totul la fel, mașinile nu sunt pentru că nu e deschis Car Market-ul. Aici la Car Auction, mă băiești, că s-a adăugat ceva, hai să vedem, da, uitați chestia aia de acolo. Și avem și un Car Auction la ora 5, câte ceasul, e 10, mai e mult. Auction Car Rations, 1% Ferrari, Dodge, Nissan și Mazda. Asta apare aici? Ia să ne uităm prin spate, așa știți voi bagul nostru. Că nu știu la ce se referă rația aia, trebuie să împice aerația de a spica o anumită mașină sau care e faza? Haide bă, neagicule. Ia să vedem, s-a reparat? Opa! S-a reparat, mă! Ba nu, ba nu, ba nu, ba nu, ba? Unde e, mă? Nu mai văd? Bă, s-a reparat, bă, băieți, bă! Aaaa, oleu, s-a reparat bug-ul. Nu mai merge bug-ul, mă, băieți. Nu mai merge bug-ul, mă, băieți. Nu mai puteți să vedem una pentru ce e. S-a dus bug-ul nostru. Adio. Hai de capul meu. O să mai vinem și noi niște mașini, că nu mai avem bani aproape. Nu mai avem bani să trecem strada. Doamne, ferește. Am din alea neplătite, facturi neplătite. Hai să mergem aici la calculator. N-am mai intrat pe calculatorul ăsta de o... Hai de viața mea, de cât timp? Ia să vedem. 60.000? Dar de ce e așa scump 60.000? A, n-am bani, mă! What? Hai să vindem și noi o mașină, că n-am bani, să plătesc facturile. Am sărăcit în ultimul hal, mă, băieți. Mașina asta de ce e strâmbă aici, în primul și în primul rând? 300.000 ceream pe ea, ia să vedem cât îmi dă doamna. 230... Hai, dă-o. Dă-o, dar s-au cam strâmbat unele mașini pe aici, nu mai sunt cum le-am pus eu. Ia uita, stau pe o parte mașinile acum. Și eu nu le-am lăsat așa. What? De ce? Hai să plătim facturile, că ne dau ăștia afară. Unde era? La bills aici. Și-au plecat bănuții noștri. Hai să vedem acum că mai aveam ceva mașini puse. Astea nu sunt în office, cică. Și astea nu-s puse la vânzare, ok. Asta by price, ok. Hai să punem cu 700.000. 1, 2, 3. Și pe asta, cât am luat-o? Cu 50.000, o să o punem la 150. 1, 2, 3. De ce mi-arată mai aici? High price-ul este cuprins. O, oh, vezi că asta nu era înainte. Sau nu activasem ceva? N-aveam perk-urile necesare. High price-ul este cuprins între 96 și 108. Și... prețul normal 77,89. Și am să-l 150.000, ca să vă dați seama, nu, probabil nu o cumpără nimeni. Bă, dar s-a mai adăugat ceva de curat sau chestii genul, ce stai să ne uităm? Nu la house. Nu aici, mă, nu mă interesează aici, mă, dă tableta aia. Pe tableta, aici mă interesează pe mine. Close the office, lasă brânză, nu închid office-ul acum că vreau să vând niște mașini ca să mai facem niște bani. Da, bă, băiți, cam asta ar fi, să zic așa, noul update. O să ne mai ocupăm acum de niște mașinuțe și așa mai departe, pentru că nu ne-am mai ocupat de foarte multă vreme. Până la urmă, jocul acesta este făcut ca să cumperi și să vinzi mașini, să le repari și așa mai departe, nu să te plimbi tu pe hartă și atât. Bun, o să luăm aceste mașinuțe, foarte interesante. Să urcăm în ele, să dăm și noi cheia așa frumos. Ce bord are asta, mă, băieți, mă. Ce ăsta Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, ce e ăsta? Hai să-i dăm și noi o vopsea. Are și nos, mă, pleacă cam greu. Mi se pare că asta a fost o mașină de-a noastră în trecut, sau... Mamă, dar ce urât face! Alo! Mamita, ce faci de ești așa? Ok. Ce se aude, mă, așa, mă, ce are? E și puțin murdărică, mă, băieți. A, dar nu-mi zic că asta e a mea de acolo și n-am mai scos-o. Asta cred că e a mea, mă. Da, mă, asta e a mea. Hai de capul meu. Și asta e și stricată. Ia uitați. A, ce caută, mă? Vedeți, mă, băieți, dacă n-am mai jucat de mult timp, habar nu am ce-am făcut pe aici. Le-am lăsat abandonate. Le-am, nu știu ce le-am făcut acestor mașini, sincer vă zic.
Asta trebuie dusă la reparat, că eu o văd stricată. Eu așa o văd pe asta, eu o văd stricată, e chiar curios. Ori nu e vopsită cum trebuie, ori e stricată, una din două, e stricată. 10.000, am făcut-o praf, nu știu ce am făcut cu ea de am stricat-o în halul ăsta. 10.000 mă costă reparația, ca să vă dați seama. Asta arată chiar bine. Și măgăoaia asta arată chiar bine, 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 mă băieți. Ce roți are. Oh, oh, oh. Vezi că e pe bines? Vezi că e pe bines mașina asta. Aș lua-o eu, sincer. Dar nu prea-mi place accelerația ei. Vreau și o mașină din aia rară, mă băieți. Poate găsim și noi odată și odată o mașină rară. Chiar aș fi foarte, foarte interesat așa să găsesc o mașină din aia rară. Legendară, cum s-ar zice. Ok. Hai să vedem cum băgăm noi mașina asta sus. Alo, se deschide și la noi asta, așa. Ok. Și de aici parcă dădeam eu în sus. Să vedem unde poziționăm această mașină. Cred că o pun în partea aia alta, acolo unde, unde a fost aia roșie pe care am dat-o mai devreme. Cam pe aici așa ar trebui să stea. Da, hai că e bine. Oprim motorul și o lăsăm aici. Trebuie să coborâm asta. Că dacă venim cu o altă mașină, dă-te mă la o parte, mă. Să fie coborât liftul. Aici mai avem mașini cumpărate de noi. Ia uite că s-a oprit circulația. Lăsăm mut asta de aici, că s-ar putea să primesc vreun creș sau să se întâmple ceva, sincer. Dacă nu dau drumul la circulație. S-a dat save-ul și nu s-a blocat jocul. Opa, avem ceva noutăți. Avem ceva noutăți, mă băi, s-a dat save-ul și nu s-a blocat jocul. Oh, oh, oh. Oh, 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 că nu e bine. Ce să fac, mă băi, ce să fac? Hai să o duc aici ca să o scot pe cealaltă. Bă, dar eu mai aveam o mașină aici, nu? Sau? A, am dat-o la reparat, mă, pe aia. Pe asta de aici o dădusem la reparat. Da, 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 da. Și că o să adauge chestii noi și aici, mă, băieți, la verici ăștia. O să adauge chestii noi. De painting, de tuning și așa mai departe. Adică, băieții chiar au de gând să se ocupe de joc în continuare și să-l facă la un nivel foarte, foarte interesant, așa, și jucabil. Hai să pun asta undeva. Mamă, dar cât costă culoarea asta probată. Chiar că e o culoare turbată, movul ăsta, e frumoasă rău. Jantele astea sunt terminate, săracele, trebuie schimbate. Hai să vedem, poate găsim și niște jante interesante. La wheel. La wheel. Astea nu prea-mi plac. Hai să le punem pe astea cu tot, că nu sunt chiar așa, wow, nici astea. Mă enervează camera asta, că tot stau să o mut de fiecare dată. Vreau să ducem toate. Mamă, dar ce frumos se vede când e totul așa colorat, mă, băieți. Ora 5, am uitat să mă duc la ăla. Ba, oleu, car auction-ul, car auction-ul. Dă-i, 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 dă-i. Dar nu știu dacă găsim noi mașini interesante. E un Ferrari aici, ok. Asta ce e, mă? A cumpărat Ferrari-ul cu 269.000. Asta e un... Ce mașina asta, mă? Că nici nu mă interesează. Asta nu-mi place, mă, băieți, nu-mi place, nici nu știu dacă să stau aici. Nu știu dacă să stau aici pentru că nu știu dacă o să apară vreo mașină legendară. Dacă o să apară vreo mașină legendară, atunci o să cumpăr bilet. O singură dată am primit o mașină legendară, mă, băieți, o singură dată. A, se cumpără foarte repede acum. Din asta tot avem, nu, sincer nu mă bag. O singură dată, fix atunci când eram la început și nu aveam bani. Deci doar atunci am primit, s-a făcut așa cu... galben totul, cu artificii, cu confeti și așa mai departe. În rest, n-am primit chiar niciodată în chestie de genul acesta. Adică a fost foarte ciudat pentru mine. Am jucat de atâtea ori, avem foarte multe episoade cu Car for Sale și am fost de foarte multe ori aici la Car Auction, dar eu n-am mai primit mașini legendare. Deci e incredibil pentru mine. Și alții care joacă mult mai puțin ca mine, am văzut că au primit. Aici e și după noroc, probabil. Ce faci, Barbașane? Microfonul ăsta, ia! Care e ultima mașină? Oh, ne interesează. E pârnaie, mă, băieți, e pârnaie. În afară de Ferrari ăla pe care, sincer, l-aș fi luat. Dacă era, nu mă interesează nimic. Arată bine mașinuța asta pe care o avem acum. Chiar arată bine, bine. Jantele astea, sincer, la prima vedere nu-mi plăceau. Dar așa, în mers, par interesante. Nici nu știu unde să o pun pe asta. Cred că tot sus, că jos, momentan, nu o să pun nimic. O să ne ducem cu liftul. Aș vrea să mai pun decorații pe aici, pe jos. Dar nu prea e ce decorații să pui. Că momentan oamenii mei nu prea au adăugat așa multe decorații. Să ai de unde să alegi și așa mai departe. Hai să o pun în spatele ăsteia, doar că asta e pusă cam strâmb. Nu știu de ce e pusă așa strâmb. Pentru că eu n-am lăsat-o așa.
Enervează accelerația asta, că trebuie să apeși de două ori ca să pornească mașina propriu-zis. Bă, nici nu știu unde să opresc. Hai, o las aici. Hai să opresc motorul. Aș vrea să le dau pe astea două, că mă cam încurcă, sincer. Pe asta cât am cerut. A, Lamborghini-ul din dreapta e 700 de mii și asta cât îmi dă. 557, bă. Du-te cu ea, mă, nu e nicio problemă. Vreau să le vând, mă, băi, să fac puțină curățenie și să fac și niște bănuți. Problema e că am lăsat asta sus. Stai, bă, m-am blocat în scară, mă, neavericule, mă. Iară s-a făcut noapte, bă, gamea și picioreta să-mi bag. Hai înapoi să dormim. Merg la cort, mă, să dorm. Ce frumos se vede noaptea totul, mă, băieți, ia uitați. Pe timp de noapte. Doar ăsta nu e lumina de aici, de la tuning. Fix ăsta ar fi trebuit să fie lumina și fix ăsta nu e lumina din toate. Vreau să merg să dorm la container. Că la cort, what? Mergem să dormim în container, mă, băieți, să nu uităm de unde am plecat. Ia să vedem dacă se mai buguiește dimineața când ne trezim. Dacă mai țineți minte, prima dată când a apărut jocul, dormea aici și se buguia, se te trimitea prin ceruri, prin... Mamă, cât de repede se încarcă și cât de bine merge acum, what? Chiar au rezolvat, băieții, neașteptat pentru mine, chiar au rezolvat. Avem customer in the office și car auction la ora 11. Mizerie pe aici, normal. Mizerie peste tot, ca la români. Ăștia-s români, mă, aruncă dozele de suc și de bere pe jos după ce le consumă. O să repar asta. Asta am lăsat-o aici. A sări rândul cum ar veni, ia să vedem. Asta n-are probleme, ok. Dacă n-ai probleme, atunci dacă te scot afară și o bag pe cealaltă care zic... Aaaa, cât de prost ești. Mamă, cât de prost ești. De asta, mă, nu te bine să le lași aici. Băga-mi și picioarele să-mi bag. Fix de aiure, asta e reparată, mă, e reparată. Hai să o scot pe asta, dar poate am grijă de data asta să nu mă mai bușesc, să zic. Mamă, cum arată asta, mă, băieți, mă. O, stai puțin, că e ceva ciudat la asta. Băi, nu prea am văzut mașină din asta în joc. Ia stai să-i punem o culoare din asta mai turbat, așa e să vedem. Opa. Să dăm așa pe la jumate. Bă, dar arată pe nebuneală mașina asta. Ia-s curios aici la tuning dacă... Oai, cum arată, păi asta o iau. Asta o să fie noua mea mașină, mă, băieți, arată prea bine asta, vă zic sincer. Racing, turbo, nos, tot ce trebuie, suspensia să fie lăsată pe burtă. Pune-le, mă, albe, mă, nu le mai pune la vrăjeală. Așa, plate-urile să fie de România și să scrie ZAI aici frumos. Haide, bă! O ZAI cu Z mare, mă, ZAI. Ai, ce mă enervează cu mine treaba asta uneori. Iar tot capsulul cu vieții mele. Așa, și hai să vedem ce roți îi punem. M-ar interesa niște roți foarte, foarte scumpe. Care sunt cele mai scumpe roți de aici, mă, băieți? Că nu știu. Uite, astea. Hai, asta așa mai închise. O, arată bine, mă. Arată bine rău asta. Vezi că e turbată rău de tot mașina asta. E noua noastră mașina asta. Pleacă cam greu. Nu fuge ea foarte... Bă, dar nu pot să bag pe aici mașina aia. Dați-vă, bă, la o parte, bă, că vine nebunul de ZAI, ia. Eu că-mi pui frână, cum face? Vreau să-mi o cureți asta, de asta am adus-o în interior, mă, băieți. Deci putem să le băgăm și pe ușile astea. Interesant, interesant. Da. Mai punem mașinile astea la alte care au rămas pe aici, mă, băieți. Adică asta de aici. Nu știu dacă mai avem vreuna. Hai să o punem aici după ce scoate trăboanța aia. Ba, ok. Așa. Repară și tu asta. Tu ai reparat asta? E bine. Hai să o ducem la vopsit. A rămas accelerată. Cred că are probleme ceva mașina respectivă. Bă, băi, dacă mai vreți în continuare episoade din Call of Duty, nu uitați acolo să apăsați butonajul de like, să strângem măcar 30 de like-uri. Măcar 30 de like-uri, pentru că suntem acum 2000 de persoane. Și e jale cu like-urile, vă zic sincer. Adică nu prea apăsați butonajul de like la unul episoade aproape deloc. Deci apăsați-l dacă vreți să vedeți în continuare episoade din acest joculeț. Nu uitați să lăsați un comentariu. Și dacă nu sunteți abonați, faceți-o, mă, băieți, că nu vă costă nimic. Nu uitați de clopoțel. De clonțopel. Racing, TSC, tot ce trebuie, nu mai schimb jante, nu mai schimb nimic, am schimbat culoarea.
făcut-o mai altfel, cum s-ar zice. O să o duc direct la etaj pe asta. Și nu știu dacă mai am ceva pe acolo. Mai am pe aia care are skinul ăla de Halloween, care nu-mi place deloc, sincer. Nu știu cine a avut ideea cu skinul ăla. Ar trebui concediat, pentru că este un skin groaznic, groaznic. Adică e super nașpa skinul respectiv. Nu știu dacă vă place, mă voi să-mi spuneți în rubrica de comentarii, sau dacă voi ați jucat atunci pe update-ul de Halloween și ați prins un skin mai șmecher, o mașină mai șmecheră, că eu am prins tărăboanța aia de acolo și nu-mi place deloc. Deci e jale cu jumare. E jale cu jumare. Hai să vedem cum parcăm asta. Stai că am modificat eu camera. Vreau camera liberă, mă, așa. Ok, hai să dăm cu spatele. Mă enervează că accelerația asta, v-am zis, nu e cum aș vrea eu. Încă puțin în spate trebuie și cam... Ho, ho! A, las-o așa, mă. Opresc motorul. E ok, e ok, las-o așa. Las-o așa. Uite, mă, că avem clienți la asta, la tărăboanța asta avem clienți. 150.000 și cât îmi dă? Dacă îmi dă 100 și ceva, eu dau. 86, bă, deci te culcă, mă, cu 86-a tăi. E și murdar ăla, n-a apucat, mă, să facă curățenie, e nebun la cap. Dă-mă 100.000 măcar. De tocmai acum a urcat ăsta să facă curățenie. Are mult de muncă, mă, nu mai face față omul meu. 72, e, du-te și te culcă cu 72 ai tăi, că nu ți-o dau cu 72. Vreau să cobor iarăși liftul ăsta. Foarte șmecheră treaba cu liftul, chiar foarte, foarte șmecheră treaba cu liftul. Da, mă, curățat asta mi se pare. Se pare altfel acum, mamă, cum arată. Să-mi bag picioarele, să ai una din asta în realitate, mă, băieți, cred că... Ai, 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 mamita. Rupi. Rup topurile, cum s-ar zice. Hai să vedem dacă ne-a reparat Lamborghini-ul ăsta. Sper să mă aud bine, mă, băieți, chiar îmi doresc să mă aud bine, pentru că v-am zis, am schimbat microfonul. Și ăsta este mai pretențios, fiind unul mai profesional, adică fiind profesional față de ce am avut eu. Sper să... Ăsta este primul videoclip pe care îl fac cu noul microfon. Și chiar îmi doresc să se audă, să se audă bine. Chiar îmi doresc să se audă bine. Dă-i ăsta la maxim și ăsta așa. Și dacă dau ăsta așa, mamă, ce urât se vede, Doamne ferește. E și murdara, e problema cu asta. E modelul ăla vechi, rău de tot, l-am făcut Goldeanu. Goldeanu, mă băieți, Goldeanu. Asta e ultima mașină pe care o mai ducem acolo și după ne oprim. Ia să vedem. Nu merge să pui SP, TSC din asta pe mașină. Ok, am înțeles. Asta este, n-avem ce să facem. O ducem direct la Etăjescu și pe asta. Și ne-a mai rămas doar aia pictată de Halloween. Și cu asta pe care am avut-o noi în trecut, doar că, bă, astea o să le facem noi data viitoare. Vedem dacă o să vă placă acest episod. Dacă o să vă placă, o să mai continuăm această serie și cu siguranță pe viitoarele update-uri o să mai facem cu un episod. Deci când o să apară update-ul, cel puțin update-ul ăla mare cu harta, cu orașul și așa mai departe, cu noul oraș, cu siguranță o să ne revedem, mă, băieți, pentru că dacă tot am făcut o serie destul de mare, avem destul de multe episoade cu acest joculeț, eu zic că merităm și noi un episod pe noul update care o să vină. Acum, când o să vină, nu știu. Că și aia scrie o dată acolo de lansare update-ului, dar nu poți să te iei după data lor de lansare, că poate să apară foarte multe chestii. Bă, ce mă enervează, mă. Da, ăstea trei o să stea pe partea asta. Vreau să vând troaca asta, deci chiar vreau să vând troaca asta, că mă enervează. Ok, cred că am avut puțin drop frame, foarte puțin, aproape insesizabil, dar l-am simțit în mouse. 88.000. A plecat, s-a supărat, ok. Aș vrea totuși 100.000, adică dacă îmi dă cineva 100.000, o dau fără nicio problemă. 81.000, ia să vedem dacă îmi dă 100.000. Mi se pare puțin cât îmi oferă 80 ceva de mii. Eu cât am cumpărat-o? 50.000. Dă-mă 90 atunci, uite, 1, 2, 3. Dă 90 și ți-o dau, nu e nicio problemă, hai. Bine că am scăpat de asta de pe partea respectivă. Astea sunt cam strâmbe mașinile aici, dar momentan nu o să mai lucrăm la ele, o să vedem data viitoare. Aici avem 3, aici avem 3, acolo avem 3, o să ne mai trebuiască încă 3 mașini în zona asta. Iar culoarul ăsta de pe centru, să zic așa, o să fie decorat. Decorat, mă rog, o să fie lăsat și spațiu pentru mașinile pe care o să le aducem pe viitor. Dar în principiu cam asta o să fie, mă băieți. Cam acesta a fost și episodul de Car for Sale de astăzi. Avem și o nouă mașină. Îmi spuneți ce mașină este asta în rubrica de comentarii. Să vedem băieții mei acolo care se pricep la mașini. Au ce tuning are, mă, ce bară pe față, ce... Mamă, ce evacuări turbate are mașina asta, da. Bă, băieți, noi ne oprim aici. De aici, de la căluții ăștia doi care vă întâmpină la Zain Samsaru. V-am salutat, nu uitați de butonașul de like și de un comentariu dacă mai vreți episoade în continuare din acest joculeț. Pa, pa!